Bună ziua, dragii noștri! Ne întâlnim din nou la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei frumoase campanii Zilele Sănătății Mentale pe care o celebrăm, o aniversăm în fiecare an pe data de 10 octombrie. Iată un prilej în plus pentru a ne crește gradul de conștientizare în ceea ce privește sănătatea noastră mentală. Indiferent că vorbim de tot soiul de tulburări de personalitate, începând de la, eu știu, narcisism, personalitate bipolară, borderline, că vorbim despre depresie, despre atacuri de panică, iată în această perioadă despre neliniște și anxietate. Toate acestea trebuie, bineînțeles, studiate și să vedem în ce măsură traumele din copilărie, tiparele comportamentale cu care venim din copilărie, societatea până la urmă au un efect asupra stării noastre psihice. Astăzi alături de noi este Lucian Negoiță, lector universitar, doctor și psihoterapeut. Aș începe discuția noastră cu prezentarea de carte, cu recomandarea de carte pe care o facem întotdeauna la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Este vorba despre volumul 2 din cartea Știința artei psihoterapiei de Alan Shore, Terapia reglării afectului și neuropsihanaliza clinică. Dr. Alan Shore este în momentul de față, aș spune chiar în ultimii 5, 6, 7, 10 ani, poate cel mai citat autor în domeniul psihanalizei după Freud. Știința artei psihoterapiei este o lucrare deosebit de importantă și actuală, care așează pe un fundament științific arta psihoterapiei, detaliind și rafinând perspectiva psihodinamică a teoriei atașamentului. La început, o lectură aparent dificilă și oarecum pentru specialiști, pentru psihologi, pentru psihoterapeuți, dar ajunge să captiveze cititorul până în punctul în care devine greu să o mai lași din mână. Lucian Negoiță, cred că sunt două repere, mă gândesc, dacă stăm să analizăm sănătatea mentală a unui individ. Și cred că aici ar trebui să facem cumva referire și la contextul sociocultural. Pe lângă, așa cum spuneam puțin mai devreme, pe lângă traumele din copilărie, tarele, paternurile, tiparele relaționale, comportamentale cu care noi venim, stilurile de atașament, pentru că noi am tot vorbit în ultimele înregistrări despre stiluri de atașament, și acestea sunt foarte importante în definirea unui cadru în ceea ce privește sănătatea mentală a individului. Cred că putem să mai adăugăm și aspectul sociocultural al contextului istoric în care trăim, și aici mă refer la societate. Pentru că societatea românească, putem spune sincer că nu este o societate foarte sănătoasă și foarte funcțională. Și atunci, din păcate, și atunci mă gândesc că tot ceea ce ține de partea de relaționare între indivizi își lasă cumva amprenta. Indiferent că vorbim despre perioada aceasta de pandemie, care a scos cumva la suprafață, dacă până acum au fost ascunse, a scos cumva la suprafață niște probleme, să le spunem, reacțiile, faptul că suntem reactivi, reacțiile pe care le avem față de cei dragi, părinți, copii, partenerii de cuplu sau, eu știu, colegii de servici. Mă refer la oamenii cu care noi interacționăm ceva mai mult. Și atunci mă gândesc că toate lucrurile astea au o semnificație aparte. Cum vedem noi în contextul sănătății mentale a unui individ, cum vedem noi toată partea aceasta de relaționare. Rând, îți mulțumesc, Sorin, pentru invitație. Bună ziua ascultătorilor noștri. Într-adevăr, noi oamenii, așa cum spunea și ea, suntem ființe sociale, ne educăm, ne formăm, suferim, iubim în relație cu ceilalți, numai în relație cu ceilalți. Și putem
să privim dintr-o perspectivă tripartită, să spunem, biopsihosocială. Pe lângă corp, pe lângă partea genetică, ereditară, cu care venim, avem desigur și componenta emoțională, dar și cea relațională, prin care ne co-creăm în strânsă legătură cu ceilalți. Mai întâi familia, apoi grupurile din care începem să facem parte. Vorbind de sănătate mentală în zilele noastre, aș îndrăzni să privim un pic latura emoțională mai întâi. Ce înseamnă să am un echilibru emoțional? Ce înseamnă fiu sănătos mental? Fiecare dintre noi avem un termostat intern, să spunem, prin care conștientizăm și ne autoreglăm în relații cu ceilalți. Putem privi către emoțiile noastre și este chiar sănătos să o facem. Apropo de inteligența emoțională, să știm când suntem furioși, să știm când simțim tristețe, să știm când simțim teamă, frică, anxietate. Fiindcă, în primul rând, avem nevoie de această conștientizare pentru a ne putea regla comportamentele, reacțiile, așa cum spuneai și tu, reactivitatea în relație cu ceilalți. Putem identifica emoțiile noastre negative, dar care ne sunt buni prieteni, pentru a putea avea relații sănătoase, cu o reactivitate crescută, să ne amintim momentele noastre de furie, să spunem, de agresivitate, momentele de panică. Aceste reacții exagerate ne pot aduce mari deservicii, atât în rolul profesional, ce înseamnă să fiu furios la serviciu, sau să-mi fie teamă să iau cuvântul într-o ședință, sau să spun, să-mi exprim părerea, opiniile. Ce înseamnă să fiu sănătos în rolul de părinte, în relație cu copiii mei. Ce le transmit, vorbeai și tu mai devreme, modele. Nu este suficient să avem propriile noastre experiențe negative, știm bine, creierul învață spontan, învață tot timpul, iar copiii absorb de la noi diversele comportamente, diversele reacții pe care mai târziu le vor pune și ei în practică, fără să conștientizeze în relație cu colegilor, în relație cu partenerii de cuplu. Și în sfârșit, un alt indicator al sănătății noastre mentale, viața de cuplu. Mă simt împlinit, mă simt iubit, ofer atenție, ofer iubire, sau sunt în veșnică așteptare de la partenerul meu. Eu ce ofer? Am un coping proactiv, îmi asum, să spunem, comportamentele poate disfuncționale pe care le-am moștenit, pe care le-am învățat, îmi asum aceste comportamente și vreau să lucrez pe ele, sunt dispus la efort, sau voi căuta în permanență așa un țap ispășitor, mergând și acuzându-l pe celălalt. E bine din aceste coordonate, latura emoțională, latura comportamentală, putem face diferența și să vorbim de o sănătate mentală în această societate în continuă mișcare, o societate tulbură, dar așa este de sute de ani, societatea noastră românescă. Am fost guvernați de anxietăți, de perioade depresive, războaie peste războaie, nu mai vorbesc de flagelul comunist. Acestea și-au pus amprenta așa asupra noastră. Și am o privire poate de ansamblu la cabinet, de multe ori 80% din situații observ că oamenii sunt submisivi. Nu au curajul să spună ceea ce gândesc, nu au curajul să-și ceară drepturile sau să pună limite celorlalți. În multe ori așa o poziție de ghiocel, acceptând. Iar aceste sacrificii de sine, aceste subjugare a propriilor nevoi, corpul ne va da de știre mai devreme sau mai târziu, ajungem să suferim diabet, cancer, boli de piele. Pe lângă emoționalitatea exacerbată pe care și tu o aminteai, anxietate, depresie sau antrenarea tulburărilor de personalitate. Da, avem nevoie de relații funcționale, însă în primul rând avem nevoie de o relație funcțională cu noi înșine. Să ne conștientizăm emoțiile negative, comportamentele disfuncționale și să ne dorim să lucrăm pe ele cu blândețe, fiindcă, așa cum știi tu, creierul are nevoie de timp pentru a schimba, pentru a crea noi trasee neuronale. Nu într-o săptămână, nici în 3 luni, nici în 10 ani. Uite, poate o să schițezi un mic zâmbet așa în colțul gurii.
Cred că în urmă cu 5 minute, în timp ce te ascultam, în minte mi-a venit cuvântul submisiv, pe care tu l-ai folosit după 5 minute, ca să vezi cum gândim. Conștientul colectiv, nu-i așa? Exact. Și mă gândeam că de cele mai multe ori, apropo de ceea ce înseamnă sănătate mentală, oamenii au tendința de a judeca sau de a eticheta și văd doar partea reactivă ca un indicator, ca un barometru, cum ai spus tu, ca un termostat al sănătății mentale. Faptul că e nervos, faptul că e furios, faptul că are atacuri de panică, faptul că are tendința de a insulta sau de a jigni, de a arunca cu vorbe și așa mai departe. E coleric, e impulsiv, are reacții compulsive. Ok. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim, apropo de ceea ce spuneai tu, legat de și un lucru la care țin foarte mult, limite și granițe sănătoase, ferme, fără a deranja pe celălalt. Pentru că, apropo de submisivitate și de oamenii care vin la cabinet, într-adevăr, sunt foarte mulți oameni care au această tendință de a îi face pe plac celuilalt sau de a-i intra în voie, cum se spune, sau de a nu-l supăra, de a nu-l deranja. Și de cele mai multe ori, încercând să nu supăr, să nu deranjez, nu știu să spun nu și intru într-un soi de dezacord, de disonanță cu propriile mele nevoi. De teama de a nu-l supăra pe celălalt și cum spuneai tu, relațiile de cuplu, prefer să fiu submisiv ca un ghiocel, da? Tot timpul să spun da, tot timpul să fiu asertiv, tot timpul să fiu gata, pregătit să-l servesc pe celălalt, să îi fie bine și așa mai Să departe. accept să rămân o oră în plus la serviciu, să accept Exact. unui coleg, să accept sarcini peste sarcini. Corect, dar fără să iau atitudine și fără Asta. să-mi spun punctul de vedere. Și în felul acesta începem să acumulăm frustrări. Dintr-o altă perspectivă, ce înseamnă să fiu sănătos mental? Să îmi satisfac într-o manieră adecvată propriile mele nevoi și să le recunosc și să mi le respect. Nevoile de libertate, nevoile de limite sănătoase, nevoile de joacă. Frustrarea nevoilor nu vor face decât să exacerbeze în psihicul nostru o reactivitate, să izbucnim, acumulăm. Ca un vulcan. Frustrare peste frustrare și pot izbucni, dacă tot vorbim de colegii din psihanaliză, putem vorbi de un mecanism de deplasare. Câți dintre noi nu am acumulat frustrări la serviciu și nu am izbucnit, nu am descărcat acasă sau pe stradă, în trafic? Acesta este doar un aspect, să spunem, ceea ce înseamnă să fii adult, să fie echilibrat și să ai curajul să pui limite, fiindcă, din păcate, creierul învață și lucruri mai puțin plăcute. Cred că, iarăși, un lucru foarte important și pot să spun asta din proprie experiență, deci pur personală, luându-mă pe mine ca exemplu sau caz, contează foarte mult și toleranța, apropo de sănătate mentală, contează foarte mult și gradul, de fapt, nivelul, gradul de toleranță la frustrare, Care, dacă pe care cumva, nu, pe care ți-l și cultivi, dacă pe nu care l-avem ți-l și antrenat cultivi, din mă gândesc. copilărie, dacă suntem răsfățați, dacă ni se fac toate poftele imediat, atunci nu învățăm să avem răbdare, nu învățăm acea disciplină interioară, acea consecvență și perseverență spre scop. Ai punctat foarte bine, fiindcă e un aspect la fel care mă lovește cu adulți care în copilărie nu au primit din partea părinților aceste limite și nu au reușit să-și crească toleranța la frustrare. Profit de ocazie să ne îndreptăm un pic către părinți și către o zonă de educație. Cum putem fi adulți sănătoși dacă nu învățăm încă din copilărie aceste granițe sănătoase sau antrenarea mușchiului răbdării, toleranța la frustrare? Model atât de la părinții noștri, cât și mă bucur să văd în zilele noastre din ce în ce mai mulți tineri, părinți tineri care învață, citesc,
se informează pe YouTube, vin în ședințe de consiliere sau psihoterapie și pot astfel să remedieze poate modele negative pe care le-au avut în copilărie, să rupă un pic lanțurile vicioase și să fie părinți buni, funcționali, echilibrați emoțional pentru copiii lor. Cred că în zilele noastre, datorită și vouă, editorilor specifice, sunt mai multe șanse să ne reglăm și la nivel de societate prin educație. Un prim demers ar fi către părinți. Știu că și în școli se fac eforturi pentru această dezvoltare personală, pentru această educație emoțională. Prin vremuri în care matematica sau limbile străine nu mai sunt suficiente pentru a ne adapta și a fi adulți sănătoși, avem nevoie și să dezvoltăm în copiii noștri încă din grădiniță, încă din școli, aspecte ce țin de această funcționare, inteligență emoțională și slavă Domnului, sunt destui profesioniști, sunt destule exerciții, sunt destule cercetări care să ne arate cum putem să învățăm, să ne cunoaștem, să ne dezvoltăm această inteligență emoțională, încă din școală. Aș vrea să te întreb cât de cumva normal, fie firesc, că anticipez răspunsul tău, cât de importantă este terapia, psihoterapia, apropo de cartea lui celebra și extraordinara carte, remarcabilă cartea lui Alan Shore, Știința artei psihoterapiei. Cât de importantă este terapia, orele de terapie în ceea ce privește sănătatea mentală a individului. Pentru că dacă stăm și ne gândim în felul următor, e un privilegiu în zilele noastre. Dacă părinții noștri, din cauza contextului sociocultural istoric, nu au avut șansa și ei cu multe probleme, că de fapt dacă ei n-ar fi avut probleme, poate că am fi fost și noi mai sănătoși. Generațional, exact. Da, din păcate și ei au avut de suferit. Da. Și atunci ei s-au dezvoltat așa cum s-au dezvoltat, au mers și ei, bineînțeles, pe modelele propriilor părinți. Dar uite că, apropo de psihologia transgenerațională și de psihogenealogie, anumite aspecte se transmit, da, de la, eu știu, bunicul sau străbunicul sau străbunica a avut o traumă și stăm câteodată și ne întrebăm, bun, dar ce legătură am eu cu... Da, nu, există o legătură din punctul acesta de vedere și sunt niște episoade traumatice sau niște traume mai mici sau mai mari care sunt stocate cumva din punct de vedere genetic în memoria noastră celulară, în ADN-ul nostru. Și mă gândesc că acum, în ultimii, hai să spunem, pot să zic 15-20 de ani, cu precădere, există acest privilegiu al terapiei, al psihoterapiei. Și eu o consider un soi de igienă, cel puțin asta e punctul meu de vedere, o consider un soi de igienă și de curățenie emoțională și relațională. Pentru că așa cum mă duc la baie, da? Și am obiceiul ca o dată sau de două ori pe zi să fac un duș și să mă spăl, sau dimineața să mă spăl pe dinți, da? Sau așa cum unii au obiceiul și au mai multă grijă de corpul lor și se duc la sală și fac puțin fitness, da? Sau cardio sau fiecare ce vrea să facă, da? Să-și păstreze sănătatea fizică în parametrii ok, mă gândesc că acest lucru ar trebui de fapt să fie ceva foarte uzual. Pentru că de cele mai multe ori, în ultimii ani pot să spun că lucrurile s-au cam schimbat. În bine. Bine. Da, dar cu ani în urmă, cu, nu știu, 10-15 ani, chiar și în relațiile de cuplu, mai ales în relațiile de cuplu, auzeai celebra vorbă venită din partea partenerului, adică a bărbatului, să spunem, a soțului. Da? Exact, trebuie să ne asumăm asta. Da, în condițiile în care soția, partenera, ceva mai deschisă spre partea de dezvoltare personală și înțelegând de fapt rolul important al terapiei, vine și spune, în cazul în care relația nu merge ok,
uite, crezi că ar fi bine să facem un anumit număr de ore Tot de... partenerele, tot femeile au coping-ul proactiv. Hai să mergem. Dar știi de ce? Știi de ce fac acum legătură și cu cartea? Și cred că ești de acord cu mine, ești în asentimentul meu. Femeile citesc mai mult. Ele sunt mai aplecate, da, cu excepții, uite, noi doi citim mult, dar Pot femeile în general citesc. observa asta și statistic, sau la colegii mei, în proporție de 60-70%, femeile sunt cele care îndrăznesc, au curaj să înceapă o psihoterapie. Într-adevăr, fiindcă m-ai întrebat mai devreme cum văd actul terapeutic, aș propune ascultătorilor noștri două direcții. O psihoterapie poate fi focusată pe rezolvarea, vindecarea traumelor din trecut, însă, în asemenea măsură, psihoterapia are și o componentă de optimizare. Nu este suficient să conștientizezi răul făcut undeva în urmă. Trebuie să încep și eu să am acțiuni diferite. Și atunci, pe de-o parte, vindec din trecut, fiindcă nu ne-am rănit singuri și avem nevoie de o relație prin care să ne vindecăm, însă, în același timp, este necesar să ne și asumăm și să începem să avem acțiuni diferite. Nu este suficient doar să blamez trecutul, părinții sau un partener. Trebuie să încep și eu să-mi asum și să fac ceva diferit. De asemenea, pot începe să lucrăm pe traume într-un proces terapeutic, putem să acordăm atenție trecutului, însă trebuie să ne axăm și pe prezent și pe viitor. Putem privi terapia de-a lungul axei timpului, nu axată doar către trecut, ci pe prezent și pe viitor. Avem nevoie și vrem să ne simțim bine în prezent, avem nevoie să dăm urmașilor noștri exemple, atitudini bune și să creăm și un viitor mai bun. Așa că i-aș invita pe ascultătorii noștri să privească actul terapeutic nu ca doar ca pe un proces de vindecare a traumelor, ci și de asumare și de optimizare a acestui prezent. Și aici mai vreau să punctez un aspect. Nu trebuie să privim doar către aspectele disfuncționale, doar tiparele, să spunem, de comportament sau de gândire disfuncționale pe care le-am preluat uneori. Vorbeai de gândirea critică, vorbeai de etichetări, vorbeai de generalizări, să spunem. Și într-o psihoterapie trebuie să punem accent și pe resursele noastre. Vieții, aici mă refer la reziliență, fiecare dintre noi am avut și momente mai puțin bune, mai puțin plăcute, însă am reușit să le depășim, să ieșim de acolo. Într-o psihoterapie pun accentul și pe aceste strategii, cum a reușit omul să depășească anumite traume, să depășească anumite momente de anxietate, de depresie. Nu este suficient doar să privim repede trecutul într-o manieră negativă, ci și perspectiva ericksoniană. Hai să vedem și cum am reușit, așa cum am învățat să mergem pe bicicletă, așa cum am reușit să învățăm alfabetul și să știm să citim. Noi oamenii am învățat și diverse strategii, mai mult sau mai puțin conștiente sau inconștiente, prin care să ne dezvoltăm potențialul. Atunci le ofer celor care îndrăznesc sau curajul să intre în cabinetul meu de psihoterapie aceste două perspective. Nu doar de a vindeca trecutul, ci și de a descoperi resursele, strategiile noastre și de a începe să ne optimizăm comportamentele actuale. Avem atâtea de învățat de la trecut. Este și o vorbă românească, apropo de tipare relaționale sau comportamentale disfuncționale. Orice învăț are și dezvăț. Dacă ne dorim și atâta timp cât respirăm, mai avem o șansă. Cât respirăm și cât ne asumăm. La cabinet, în ultimul timp, știi că am observat că și persoanele, spunem, la a doua, a treia generație, persoane la 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, îndrăznesc să intre în cabinetul meu și îi felicit pentru această deschidere. Ba mai mult, uite, mi-aduc aminte de
un caz, copilul, să spunem, fiul și-a îndemnat mama să înceapă acest demers psihoterapeutic. Și sunt de felicitat acești părinți care sunt deschiși și acceptă, iată, și aceste demersuri, indiferent de vârstă. Vestea bună, așa cum știi și tu, creierul își poate schimba traseele neuronale, circuitele la orice vârstă, sigur, atâta timp când nu este afectat poate, de o patologie extremă, demență senilă, Alzheimer, Parkinson, nu vorbesc acum în aceste aspecte, să spun, extreme. Creierul poate învăța și poate vindeca la orice vârstă, când ne dorim și suntem în relații funcționale, fiindcă nu doar o relație psihoterapeută vindecă, ci și o relație funcțională cu partenerul meu. Ne întoarcem noi așa la relație de atașament. Iubirea poate vindeca, oferind și primind iubire. Informațiile din această carte prezentată puțin mai devreme, Știința Artei Psihoterapiei de Alan Shore, volumul 2, sunt bogate și sunt reluate gradual, astfel încât se așează în minte în straturi succesive, rând pe rând. Și observ că, fără alt efort, ajungi la o înțelegere tot mai subtilă a substratului psihoterapiei. Într-adevăr, cu o bibliografie amplă și reprezentativă pentru întregul domeniu, Știința Artei Psihoterapiei este o resursă de neegalat pentru orice student al psihanalizei, în special și al psihoterapiei în general, indiferent de nivel și expertiză. Dragii noștri, a fost alături de noi astăzi Lucian Negoiță, lector universitar, doctor, psihoterapeut. Am vorbit despre zilele sănătății mentale, recomandându-vă și cartea Știința Artei Psihoterapiei de Alan Shore, volumul 2. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere.